În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuviu și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, o bună bucată de timp programul nostru catehetic se apleacă asupra colecției filocalice. De ce? Pentru că atunci când am sfârșit de meditat cele 10 porunci, afirmăm un lucru. Dumnezeu nu ni le-a dat așa doar ca să le învățăm și să avem cunoștințe în plus, ci ni le-a dat cu un anume scop. Păzând poruncile lui Dumnezeu, ne sfințim viața noastră. Și Sfântul Apostol Petru spune limpede, în prima sa epistolă, după Sfântul care v-a chemat, adică după Domnul Hristos, fiți și voi sfinți în toată petrecerea vieții voastre. Ni se pare nouă că e prea mare exigența, dar aceasta este realitatea. Orice creștin botezat este așteptat de Dumnezeu să devină sfânt. După Sfântul care v-a chemat, fiți și voi înși vă sfinți în toată petrecerea vieții voastre. Și literatura noastră duhovnicească, ca să ne demonstreze că unii au putut ajunge sfinți, fiind oameni ca și noi, literatura noastră duhovnicească ne pune în față sumedenie de exemple de oameni care și-au sfințit viața. Și mulți dintre oamenii aceștia care și-au sfințit viața sunt cuprinși în colecția filocalică. Colecția filocalică tipărită la Viena, tipărită la Veneția, deși a fost alcătuită la Sfântul Munte, tipărită la Veneția în 1782. De ce? Pentru că era greu. Orientul era sub stăpânire turcească și atunci Sfântul Nicodim Aghioritu, împreună cu Sfântul Macarie al Corintului, și-au tipărit lucrarea lor monumentală, filocalia, la Veneția. Nu mai reluăm amănuntele legate de faptul că ea a fost tradusă și în românește, într-o mănăstire sau într-alta, dar până la urmă, Părintele Dumitru Stăniloae ne-a lăsat cele 12 volume filocalice, care cuprind părinți duhovnicești în plus, chiar de cei din ediția Princeps. Și în primul volum din colecția filocalică, așa cum am luat act duminicile trecute, ne întâlnim cu Sfântul Antonie cel Mare. Acum vă voi spune în seara aceasta că Sfântul Antonie cel Mare, ca și ceilalți sfinți filocalici, și ei nu ne transmit nouă niște cunoștințe ca să ne îmbogățim cultura generală, ci ne transmit niște cunoștințe pragmatice. Și în seara aceasta voi stărui asupra unei învățături pragmatice, și anume aceea că Sfântul Antonie cel Mare ne învață să fim altruiști. De fapt, Domnul Hristos este Cel ce ne-a învățat primul să fim altruiști. Sfântul Apostol Pavel, atunci când se întorcea din a treia călătorie misionară la Milet, clericilor le-a spus multe cuvinte frumoase, dar a terminat cu acesta: vă aduc aminte că Domnul Iisus Hristos ne-a învățat că e mai fericit cel ce dă decât cel ce primește. Cel altruist e fericit.
Părintele Nicolae Steinhardt a scris o carte întreagă sub această sintagmă: dăruind vei dobândi. Ori, ce constatăm în vremurile noastre? Că oamenii contemporani cu noi sunt posesivi, sunt iubitori de materie. Și lucrul acesta nu le aduce fericire. E o înșelare că multele averi, multele milioane, multele miliarde ți-aduce fericire. Vedeți în spațiul public ce se întâmplă, oameni lacom care au adunat multe milioane și acum sunt într-o situație dificilă din cauza lăcomiei lor. Iată ce zice Sfântul Antonie cel Mare. Când vei socoti câștigarea banilor și multul lor folos ca pe o amăgire vremelnică, vei cunoaște că petrecerea cea virtuoasă și plăcută lui Dumnezeu e altceva decât bogăția. E o bogăție care rămâne. Gândindu-te la aceasta, cu încredințare și ținere de minte, nu vei suspina, nu vei plânge, nu vei învinui pe nimeni, ci pentru toate vei mulțumi lui Dumnezeu. Nu te vei clătina văzând pe cei mai răi ca tine rezemându-se pe bani și pe socoteli, căci foarte rea patimă a sufletului este pofta, părerea și neștiința. Și Sfântul Antonie cel Mare vrea să ne învețe să fim oameni raționali, cu judecată. Și după ce ne spune că este o înșelare această legătură cu toate fibrele ființei de bani, de materie, în paranteză fiind spus, și de atâtea ori am zis-o și o repet și acum, cele două mari patimi care îi robesc pe oamenii de astăzi sunt banul și trupul, sau trupul și banul. Pentru a avea plăceri trupești au nevoie de bani și aceste două îi stăpânesc pe mulți. Deci după ce Sfântul Antonie cel Mare ne învață că câștigarea banilor, banilor mulți, pâinea cea de toate zilele să ne-o dea Dumnezeu. Ne rugăm de câte ori spunem Tatăl nostru, dar milioanele multe nu ne-ar fi de folos. După ce ne învață să nu ne legăm sufletul de bani, ci să fim oameni cu judecată, Sfântul Antonie cel Mare zice așa: omul cu judecată, luând aminte la sine, cumpănește cele ce îi se cuvin și îi sunt de folos. Acela cugetă care lucruri sunt folositoare pentru firea sufletului său și care nu. Așa se ferește el de cele nepotrivite care i-ar vătăma sufletul și l-ar îndepărta de nemurire. Cu cât cineva are viața mai măsurată, cu atât e mai fericit, că nu se grijește de multe, de slujitori, de lucrători, de pământuri și de avuția dobitoacelor, căștinându-se de acestea, ne vom mâneca în greutățile legate de ele și vom vinui pe Dumnezeu. Iată cum, din pofta noastră cea de voie, se adapă moartea și cum rătăcim în întunericul unei vieți cu păcate, nesocotindu-ne ceea ce este mai de folos. Așa raționa Sfântul Antonie cel Mare, referitor la bunurile materiale care n-ar trebui să ne robească. Acum
și duminicile trecute și repet și astăzi, dacă suntem chemați cu toții la sfințenie și dacă avem exemple pe sfinții din Pateric, din Filocalie, în fața noastră, trebuie să devenim mai hărnicuți atunci când e vorba de cele spirituale. Pentru că Dumnezeu nu e zgârcit, El revarsă de sus harul Lui, numai că trebuie să colaborăm și noi cu ceea ce putem face. De aceea, citesc și în seara aceasta cuvintele scrise de Sfântul Apostol Petru, de data aceasta în a doua sa epistolă. În capitolul 1, începând cu versetul 3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viață și spre bună cugernicie, făcându-ne să cunoaștem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa și prin puterea Sa, prin care El ne-a hrăzit mari și prețioase făgăduințe, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeiești firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume. Pentru aceasta, pune și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânare, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavia, la evlavie iubirea frățească, iar la iubirea frățească dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Cunoscându-L bine pe Domnul Hristos, vom învăța de la El că trebuie să fim altruiști, că nu trebuie să fim posesivi. Și așa cum ne învăța și Sfântul Antonie cel Mare, după ce vom cânta împreună o priceasnă, pe care o găsim în cărțile noastre de cateheze la pagina 32, pentru Tine, Doamne, vă voi citi două mici lecturi care ne învață să fim altruiști și care ne arată ce mare pagubă este să avem această patimă a iubirii de avere și să fim posesivi. Anthony de Melo, acest misionar din Asia, a scris o carte pe care am mai pomenit-o, Rugăciunea Broaștei. Și în una din povestirile sale ne învață că trebuie să fim altruiști sau să nu fim posesivi, egoiști, pentru că lucrul acesta ne duce la pierzare. Iată povestirea. O bătrână a murit și a fost dusă de îngeri la judecată în fața lui Dumnezeu. Examinându-i viața, judecătorul n-a putut descoperi nici măcar o singură faptă de caritate, cu excepția unui morcov pe care l-a dat odată unui cerșetor mort de foame. Puterea iubirii este considerată a fi cea mai mare în cer, încât judecătorul a dispus ca femeia să fie condusă în paradis, nu în iad, datorită acelui morcov. Mai mult, morcovul a fost adus și oferit femeii. Când s-a văzut în posesia lui, aceasta l-a ridicat în sus și a început să se înalțe la cer, ca și cum ar fi fost trasă de o putere invizibilă. Simultan, a apărut și cerșetorul. Acesta s-a agățat de poala hainei ei,
Și a fost ridicat la rândul lui la cer. O a treia persoană s-a agățat de cerșetor și a fost ridicată și ea la cer. În curând s-a format un adevărat șir de oameni atârnați unii de alții și ridicați la cer prin puterea morcovului. Oricât de ciudat ar părea, femeia n-a simțit greutatea celor oameni. Mai mult, întrucât privea în sus, către cer, ea nici măcar nu i-a văzut. Și astfel, s-au ridicat cu toții din ce în ce mai sus, până când s-au apropiat de poarta cerului. Abia atunci a privit femeia în jos, ca să mai vadă o ultimă oră pământul. Și-a văzut lungul șir ce atârnea de ea. Indignată la curme, ea le-a făcut vânt și le-a spus: jos cu voi, acest morcov e al meu, nu e al vostru, din păcate. Mișcarea aceasta bruscă a făcut-o să scape morcovul din mână, astfel încât întregul șir de oameni, din preună cu ea, s-au prăbușit în iad. N-a știut să fie altruistă. Omul credincios este un om altruist. Domnul Iisus Hristos ne învață să fim altruiști și părinții bisericii repetă mereu acest îndemn. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.